Erau trei negri, Iac, Iac Țădrac și Iac Țădrac Țidrone. Mai erau și trei negrese, Țipi, Țipi Tripi și Țipi Tripi în pompone. Și s-au căsătorit, Iac cu Țipi, Iac Țădrac cu Țipi Tripi și Iac Țădrac Țidrone cu Țipi Tripi în pompone. Și au avut copii, Iac cu Țipi l-au avut pe Mac, Iac Țădrac cu Țipi Tripi l-au avut pe Mac Țădrac și Iac Țădrac Țidrone cu Țipi Tripi în pompone l-au avut pe Mac Țădrac Țidrone. Într-o bună zi, Mac Țădrac Țidrone s-a dus în pădure și a văzut un mango fazon pițigulin cu trei țepene într-o stare de cococefază. Uluit, Mac Țădrac Țidrone s-a dus la mama lui și spuse: "Hai, mămico, să-ți arăt o ciudățenie în pădure." Ajungi la fața locului, Țipi Tripi în pompone și dojeni fiul. "Vai, Mac Țădrac Țidrone, dar acesta nu este un mango fazon pițigulin cu trei țepene într-o stare de cococefază, ci este un obibilobaur într-o stare de bibilostrogeneză, un pui de pârghlepliță sau un gogulator cu scobița scoasă."